Pesta porcine africană, tot mai prezentă în Europa, îi aduce la disperare pe fermieri, dar, paradoxal, are efecte bune pentru consumatori. Răspândirea pestei porcine africane în mai multe țări din Europa Occidentală poate duce la noi restricții la export pentru cel mai mare vânzător mondial de carne de porc, ceea ce va duce la o supraofertă în piața europeană. Marile ferme de suine din Germania sunt afectate de pesta porcina africană de mai bine de un an, ceea ce a făcut ca mai mulți cumpărători importanți, așa cum este China, să interzică importurile din această țară. Iar situația se poate agrava pentru că un nou caz de PPA a fost descoperit acum câteva zile la un mistreț în nordul Italiei. Iar asta înseamnă că virusul se apropie de Spania și Franța, alți doi mari producători europeni de carne de porc. Să amintim că Uniunea Europeană se confruntă deja cu o superofertă de carne de porc care a dus prețul la cea mai scăzută valoare în ultimii ani. Și chiar dacă Italia este un exportator de talie mică, orice restricții impuse exporturilor ar agrava și mai mult superoferta Europei și ar scădea încasările fermierilor deja loviți de creșterea costurilor pentru nutreț. De la Madrid, directorul Asociației Crescătorilor de Port din Spania atrage atenția că pesta porcină africană nu este doar o problemă germană sau o problemă poloneză sau o problemă italiană. Este o problemă europeană, iar boala se răspândește pentru că nu prea poate fi controlată mișcarea animalelor sălbatice. Acum câțiva ani, Franța a reușit să evite virusul după ce țara vecină, Belgia, a raportat un focar de pestă porcina africană folosind măsuri cum ar fi ridicarea de garduri. Astfel a reușit să se pună la adăpost, așa că luna trecută a încheiat un acord cu China care îi permite să continue să exporte carne de porc din unele regiuni, chiar dacă vor fi descoperite cazuri de PPA. Situația este mai gravă în Italia, care nu are astfel de acorduri. În plus, numărul mare de mistrezi din Italia face dificilă ținerea sub control a circulației virusului. O asociație a fermierilor italieni susține că în țară ar fi peste 2 milioane de mistreți.